Bună dimineața, dragii noștri, fiindcă este vineri, trebuie să încheiem așa cum se cuvine. Mai aflăm una alta despre unele și altele. Nu avem tot timpul vești bune, dar am avut și o veste bună mai devreme. Doi super artiști alături de noi. Plata cu Dor, Olivia Adams și Docu s-au zis piesa asta mai des pe la noi, iar pe Nadine a zis-o ca de obicei la fix. Nu poate să lipsească la fiecare fix, acum este fix fără, să zicem, 4 minute. Avem știrile zilei, mai trag ochiul un prompter, un grav accident rutier. Nu-mi place, dar asta e realitatea, n-ai ce să-i faci. Ne întoarcem. Nu știu câte le-a. Chiar acum, știrile. Bun găsit din nou la știri, așadar un grav accident rutier a avut loc în această dimineață în Teleorman între două autocare și un tir. A fost deja activat planul roșu de intervenție. Potrivit primelor informații, 4 persoane sunt rănite în acest moment. Se intervine cu 2 autospeciale de stingere, una de descarcerare, o autospecială de transport personal și victime multiple, 8 ambulanțe SMURD și 6 SAJ. Explozia de la Călimănești, care a ucis 4 muncitori și a rănit alți 5, a fost provocată de un utilaj. Muncitorii care se aflau pe șantierul de la autostrada Moldovei au atins magistrala de gaz, moment în care totul a sărit în aer. Suflul a distrus totul în cale, iar bubuitura puternică s-a auzit și la Focșani, la peste 30 de kilometri distanță. Transgaz acuză acum că firma lui Umbrărescu, care se ocupă de acele lucrări, nu avea aviz de relocare a conductei. Cei doi chirurgi de la Institutul Marius Nasta din Capitală, arestați după ce au luat mită de 10.000 de euro, aveau 15.000 de lei salariu pe lună. Suma la care mulți români doar visează nu a fost suficientă pentru Cristian Paleru și Cornel Petreanu. Medicii cereau pacienților și haina de pe ei la propriu, dar și cupoanele de pensie pentru a-i opera. Alți 4 medici sunt acum sub control judiciar, între care 2 rezidenți. Miruna Pascu, mama șoferului care a ucis 2 tineri în stațiunea 2 mai după ce a urcat drogat la volan, rămâne în arest preventiv. Decizia magistraților de la Curtea de Apel București este definitivă. Miruna Pascu, vă amintim, a fost arestată pentru că a șantajat martorii din dosarul fiului său. Un farmacist din București care a furat mii de pastile pe care le vindea pe piața drogurilor a fost arestat. Medicamente precum fentanil sau oxicodonă erau folosite și de prietenii lui Vlad Pascu. Aceleași substanțe de mare risc fac ravagii și în Statele Unite în rândul tinerilor. Autoritățile americane vor să declare fentanilul una dintre cele mai mari amenințări la adresa securității naționale. Ministrul Justiției Alina Gorghiu propune o lege prin care traficanții de droguri de mare risc să primească pedepse direct cu executare. Gorghiu vrea ca modificarea legislativă să poarte numele de Legea 2 Mai, iar vinovații să aibă pedepsa redusă dacă oferă informații despre alți traficanți, dar să nu scape de executare. Asociația Agențiilor de Turism cere guvernului să nu elimine voucherele de vacanță. Confederațiile au reluat această rugăminte în contextul în care autoritățile dau declarații contradictorii în privința menținerii tichetelor și în anii următori. Incertitudinea transformă segmentul turismului într-o minge de ping-pong pe teren politic și fiscal, acuză reprezentanții ANAT. Este scandal uriaș în Marea Britanie după ce mii de piese contrafăcute destinate avioanelor ar fi fost vândute companiilor aeriene. Piesele ar fi ajuns în mii de motoare ale avioanelor Boeing 737 și Airbus 320. Alerta a fost dată de mai mulți specialiști portughezi. Acum sute de avioane vor rămâne la sol pentru verificări. Iar George R. Martin, autorul seriei A Song of Ice and Fire, care a stat la baza serialului Game of Thrones, a depus o plângere împotriva companiei care a creat ChatGPT. Alături de alți scriitori, autorul acuză că programul de inteligență artificială a fost creat cu ajutorul textelor din operele lor, fără să respecte drepturile de autor. Iar cu această informație am încheiat și știrile dimineții. Sunt Nadine Azisu, vă aștept și de luni pe Canal de 2 și pe Radio Impuls. Weekend minunat aveți! Vreau să zic și eu repede weekend minunat să aveți, fiindcă este vineri, gata cu treaba, gata cu munca. De luni ne auzim în echipă completă, vine și Cosmin Cernat. Nadina, nu știu, suntem aici, spunem prezent și luni dimineața. Să fie un weekend, auzi, cu 35 de grade. Hai la mare! Hai, sau în Grecia. Vă pupăm pe luni, bye. Pa. Ai ascultat Dimineața pe 2 cu Cric și Cernat. Emisiune oferită de Lumini de Poveste. luminidepoveste.ro